Un incendiu a izbucnit la un autoturism miercuri după amiază în municipiul Suceava, în cartierul Zamca. Pompierii suceveni au intervenit cu auto speciale de stingere, însă autoturismul a fost distrus de flăcări. Cauza cea mai probabilă de producere a incidentului este un scurt circuit electric produs la un conductor electric defect. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.